Prefectul de Hunedoara, Călin Marian, a convocat o ședință pe tema furnizării fără întrerupere a energiei electrice și a gazului metan pe perioada iernii. La discuție au participat reprezentanți ai distribuitorilor hunedoreni de gaze naturale și energie electrică. Am convocat conducerea Enel, Ongaz și Hidroelectrica de la nivelul județului Hunedoara. În primul rând să discut cu dumnealor în ceea ce privește condițiile de furnizare a energiei pe perioada de iarnă, să încercăm să comunicăm cât mai bine cu cetățenii din punct de vedere a crizei energetice care este la nivel european și mondial, să le spun care sunt condițiile impuse prin lege în ceea ce privește consumatorul vulnerabil, în ceea ce privește contribuția statului la facturile de curent și gaz. În cadrul discuțiilor, prefectul Călin Marian a cerut ca, mai ales în această perioadă, să fie foarte bună comunicarea transmisă către locuitorii județului Hunedoara referitoare la furnizare și la măsurile luate de guvern privitoare la reducerile financiare acordate consumatorilor de gaze naturale și curent electric. Pentru a preveni și pentru a rezolva eventualele sincope în distribuția acestor servicii către beneficiari, astfel de întâlniri cu discuții punctuale vor avea loc conform deciziei prefectului județului în fiecare lună din perioada de iarnă. Am ajuns la concluzia că vom avea discuții la nivel lunar în ceea ce privește evoluția energetică și consumul de energie atât la persoanele fizice cât și la persoanele juridice de la nivelul județului Hunedoara. În urma discuțiilor, responsabilii cu furnizarea acestor servicii către populație și agenți economici au precizat că sunt pregătite măsuri tehnice pentru a evita eventualele întreruperi ale distribuției de curent electric și gaze naturale în perioada sezonului rece 2021-2022. Ca atare, prefectul de Hunedoara a dat asigurări că nu vor fi probleme în acest sens la iarnă. Există totuși un pericol să fie sincope în furnizarea acestor utilități? Nu există niciun pericol. Oamenii trebuie să stea liniștiți, firmele sunt puternice și asigură atât mentenanța cât și furnizarea de energie în parametrii normali. Astfel se demontează o știre preluată trunchiată din Austria, făcută publică de multe instituții de presă, inclusiv cele centrale, și rostogolită masiv în mediul online, prin care se anunța o iminentă pană de curent la nivel european pentru cel puțin o săptămână.